Printr-un mesaj ferm, primarul Sucevei Ion Lungu pune suceveni în gardă și anunță că în cazul în care se păstrează creșterile la infectări cu noul coronavirus, la începutul lunii decembrie, poate fi pusă în discuție carantinarea municipiului reședință de județ. El a atras atenția că în fiecare zi comunitatea suceveană are pierderi umane din cauza COVID-19. Ultimul mesaj al primarului Ion Lungu către suceveni este unul deosebit de trist, dar fără echivoc în ceea ce privește pericolele la care se expun cei care nu se preocupă de respectarea unor reguli minime de protecție personală, dar care pot determina limitarea răspândirii virusului COVID-19. Am un apel către suceveni, un mesaj, și vă rog să-mi dați voie să-l citesc, având în vedere faptul că m-am întors târziu noapte de la București la ora 2 și am un grad de oboseală. Dragi suceveni! Din păcate, începând la sfârșitul săptămânii trecute, am intrat în scenariu roșu. Cresc numărul de cazuri progresiv în fiecare zi. Ieri am ajuns la 3,31 cazuri active la 1000 de locuitori. Dacă continuăm așa, avem toate șansele să ajungem la începutul lunii decembrie la 6 cazuri active la 1000 de locuitori, când se poate pune problema de intrare în carantină, conform cu precizările făcute Departamentul pentru Situații de Urgență la nivel național. Cât privește activitatea școlară, s-a stabilit în conformitate cu Ordinul Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății de luna august, ca Consiliul de Administrație al Școlilor să propună scenariul de funcționare pentru următoarele 14 zile, funcție de cazuistică la fiecare școală, așa cum de altfel s-a întâmplat. Dragi suceveni, fac un apel din nou la dumneavoastră să respectăm regulile pentru această epidemie. Purtatul măștii în primul rând, în spațiile închise, deschise, pe stradă, în spații aglomerate, în birouri, să păstrăm distanța socială și igiena personală, cu riscul de a deveni insuportabil, de a fi înjurat pe rețele de socializare, voi face tot ce pot să limităm răspândirea acestui virus și, în ultimul rând, să salvăm cât mai multe vieți omenești. Pierdem oameni dragi în orașul nostru aproape în fiecare zi și niște irresponsabili mă trimit la Constituție că nu respectăm drepturile și libertățile cetățenilor. Aici discutăm de viață și de moarte. Vă implor, dragi ceveni, să respectăm regulile, să ajutăm indirect cadrele medicale din spital, care sunt epuizate urma bătăliei pe care o duc cu acest virus nemilos de peste jumătate de an. Doamne, ajută-ne să trecem această perioadă grea, această cumpănă din viața orașului nostru.